Potrivit CNAS, eliberarea documentelor medicale pentru copii se face gratuit de către medicii de familie, în conformitate cu prevederile legale ale contractului cadru și normelor de aplicare ale acestuia. Conform ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui Casei de Sănătate numărul 423-191 din 29.03.2013, tinerii sub 18 ani și copiii sub 18 ani și tinerii între 18 și 26 de ani care își continuă studiile beneficiază de gratuitate a serviciilor medicale. Chiar dacă părinții nu sunt asigurați, copiii până la 18 ani beneficiază în mod gratuit de documentele menționate. Și tinerii cu vârste între 18 și 26 de ani, care sunt elevi sau absolvenți de liceu, ucenici sau studenți și nu realizează venituri, au dreptul la aceste analize gratuite. Copiii sub 18 ani fiind asigurați prin lege, este suficient actul de identitate, iar pentru tinerii peste 18 ani trebuie o adeverință de că își continuă studiile. Analizele necesare pentru înscrierea copiilor în colectivitate sunt efectuate pe baza biletului de trimitere emis de medicul de familie. De asemenea, medicii de familie acordă gratuit scutirile medicale și actele necesare pentru copiii aflați în plasament.